A trecut ceva vreme de când nu am mai prezentat o carcasă de PC, însă astăzi avem ceva foarte interesant, evident, în tema cu RGB. Genesis Irid 300 este o carcasă de buget dedicată unui PC de gaming. Da, aceștia produc și carcase, pe lângă periferice precum tastaturi, căști sau mouse. Carcasa are un aspect care vă va surprinde prin construcția sa și prin prețul redus. Din fabrica acest case vine echipat cu numai puțin de 4 ventilatoare cu LED. Culoarea LED-urilor este verde, însă există și variante cu LED-uri albastre sau roșii. Fața carcasei este simplă și atrăgătoare, unde avem expuse 3 din cele patru ventilatoare. În partea de sus avem butoanele de power și reset, alături de care avem porturile USB și mufele pentru căști și microfon. În carcasă nu putem instala o unitate optică, dar cine mai folosește așa ceva în 2018, când conținutul este acum sub distribuție digitală, unii producători oferind deja drivere pe sticuri de memorie. Când dorim să achiziționăm o carcasă, pe lângă designul exterior ne interesează și spațiul disponibil la interior, iar Irid 300 are spațiu cât dorești. Pentru că lipsesc beiurile de 5,25 inci, acel spațiu este acum liber și ne putem întinde acum cu placa video fără să avem restricții de lungime la 415 mm, la fel și cu sistemul de răcire pe lichid. Putem pune lejer un radiator de 360 mm în partea superioară a carcasei. În schimb, dacă aveți un cooler pe aer, trebuie să luați în calcul ca înălțimea acestuia să nu depășească 163 de mm. În plus, carcasa vine și cu un fan controller preinstalat, care ne dă posibilitatea de a seta turațiile la 0, 50 sau 100%. În tavan și în podea regăsim filtre de praf detașabile, așadar sistemul se va menține curat la interior. Spațiul surse este separat, așadar va avea un airflow separat. În interior mai avem spațiu pentru 3 hardiscuri de 3,5 și încă 2 SSD-uri de 2,5. Această carcasă este un concurent serios pe segmentul de 200 de lei. Irid 300 este vopsită pe interior cu negru, iar oțelul este de calitate foarte bună. Panoul lateral este transparent, realizat din sticlă temperată. Irid 300 are o greutate de 6,3 kg, iar ca dimensiuni avem o înălțime de 466 de mm și o lățime de 212. Carcasa are suport pentru plăci de bază în format ATX, micro-ATX și mini-ATX cu maxim 7 sloturi pentru expansiune. O parte din Airflow este deja asigurată din fabrică de către 4 ventilatoare de 120 de mm, dar pe lângă acestea se mai pot instala încă 3. Irid 300 se pretează la orice PC Build, Airflow-ul fiind suficient, mai ales că spațiul interior este foarte mare și avem posibilitatea de a realiza un cable management foarte bun, iar dacă mai utilizați și o sursă modulară, rezultatul final va fi de nota 10+. Spațiul dintre panoul din partea dreaptă și suportul unde instalăm placa de bază este de 18 mm, astfel permite un cable management mai ușor de realizat. Genesis Irid 300 este o carcasă pe care o recomandăm tuturor celor care doresc să construiască un PC de gaming, dar nu numai.